Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de GTA. Aici l-avem pe Răzvan cum dansează. Dați un like dacă vă place cum dansează. A studiat 5 ani la facultatea de spaghete. Hai de la un casino. Asta e prima dată. În episodul de astăzi o să rotim la casino. Mamă. Dați-ne noroc. Să sperăm că o să ne pice ceva bun, că altfel zbor la fel cum ar zbura o tastatură. Cum? Așa, cum ar zbura un telefon pe mod avion. Florin, tu poți să dai la casino? Da. Ok, dă tu primul că e videoclip, da. Eu pot. Hai că e videoclipul tot și te las. Să vezi că-mi pică clothing. Cred că ți rup tastatura pe video. Clickbait, mi-am spart tastatura pe în timp ce făceam un videoclip. Să vedem ce pică. Ai mașină? Mystery. Mă discount. Nu. Nu. Hai că tot e bine. Nu, e foarte bine. Măcar ai făcut nivel. Hai să vedem. Bonus. George. Vreau. De ce nu mă lasă? Haide mă. Joc așa, bravo. Wow, uite-mi place. Uite, wow, m-a dat la o parte jocul. Că, da, mi s-a bugut jocul. Objectiv completed. Find the lucky wheel. Mamă, ce obiectiv greu. Chiar să-mi pice. Nu, te rog, ceva bun. Nu, mașina, clothing, pe bun. Clothing! Răzvan, fii, rămâi ca nu-ți sparge tastatura. Da, nu, e nimic. O, bun. Cred că, ăștia, cred că o să zică în comentarii, prima persoană care nu s-a nervat când i-a picat clothing. Mă duc să joc niște jocuri de tabliță. Eu mă duc să mă cățăr și să mă spânzur. Mamă, întotdeauna mi-a dat să fac asta. Au, ochii mei! Îmi pare rău dacă v-ați uitat în direcția aia. Ce e cu partea asta, mă referam? Bă, dar ce totul e așa de luminos? Mă dor ochii! Păi dacă ai făcut din diamant de la Selini, n-ai ce face. Stai că nu știu cum să joc poker. Yeah. Joc la ruletă. Florin, vrei? Florin? Bine că joci ruleta rusească. Eu am jucat asta, pe bune zic. Ai jucat ruleta rusească? Nu, pe GTA. Era pur și simplu, puteai. Cred, nu știu. Știu că ruleta rusească în GTA poți să faci foarte ușor. Îți iei un pistol și dai benzinărie ca boul. Adică prima dată tu un glonț, după un prieten două glonțe, după tu trei glonțe și așa crește cu câte un glonț. Și dacă explodează, de exemplu, la mine, eu am pierdut. Înseamnă că am murit. Înțelegi? Mm-hmm. That's her closed. Best of luck. Vrei să facem ruleta rusească? Că nu e un greu. Dar îți trebuie un pistol cu amortizor. Deci vrei? Ia zi, Florina, ce zi. Vrei? Oh, a câștigat 180 de chipsuri. Bă, îmi trimis și prime și mie prin core niște chipuri, că chiar am chef să mă. Nu mă refer bani de la casino. Wow. Întrebarea de astăzi pentru abonați va fi: de ce nu intrați pe server? Exact, n-a comentat nimeni la videoclipul ăla. Nu vreți să intrați pe server cu noi? Pe serverul de serverul de Discord, l-aveți în descriere. Scuze, exact. Cum e loga, începeți să intrați, că suntem prea slabi.
Suntem niște fătălăi, înțelegeți? Și ultima întrebare ar fi, de ce mergi să joci poker, Florin? Poker. Pacher, ești un pakistanez, Florin. Florin, ești un pakistanez. Calificat. Parcă vezi în comentarii, de ce zici pachin? De ce zici pakistanez? Pentru că pakin egal pakistanez. Ok? Ok. Și dacă vreți, poate dacă sunteți loial serverului, adică sunteți online pe serverul de Discord, poate vă pun hack-uri. Glumeam. Poate vă dau bani din hack-uri. Ok? De ce nu pot? Nu pot să pun bani. Nu pot să pun. Deci, asta este o chestie foarte grea de atins, să știți. Să fii loial pe serverul nostru de Discord. Pentru că loial înseamnă să joci jocuri în continuu. Dacă joci un anumit joc, putem să vă dăm... Putem să vă dăm un anumit hack. Bine, eu o să mă... Sau bani. Sau bani. Sau bani. Adică cine intră pe server, câștigă, nu știu, vreo... Dacă putem să dăm bani, și chestii de genul. Dacă, na. Stai, vă dăm 100 de mii. 100 de mii gratis de la mine, adică de la mine, de la Hacker. Vreau că îți dau invite într-o misiune. Să accepti repede, pregătește-te să accepti. Da, vrei să fac eu să nu mai fie nimeni, Florin? Nu, lasă. Că mă ocup e eu. Bine să fim doar, e bine să fim și cu alții. Crede-mă, nu e bine. Ba, e foarte bine. Ba, nu, crede-mă, nu e bine. Bă, eu am jucat o altă temă. Ți-am dat, repede. Nu mai intra la mine, că e la atunci bani. Joc eu singur. Îmi pare rău, dar dacă nu intri... Păi, sunt și oameni, asta mă nervează, că nu știu ce... Da, sunt și oameni, de parcă în 2 e mult mai ușor decât în 4. Păi, pentru mine e de 279 de milioane de da, oameni. Da, știi, nu-i de parcă trebuie să omori vreo 100 de oameni în misiunea asta. Ți-am dat invite, dacă vrei intri, dacă nu... No. De ce vrei să fim doar noi doi, că o să pierdem de 100 de mii de ori? Într-un an facem o misiune. Stai să văd da, ce misiune este. Este o misiune în care doar te duci și omori oameni și atât. Ce mare chestie. Hai că intru. Dar dacă pierdem din prima, jucăm cu play. Ok. Dacă pierdem prima de play. Rundă, jucăm cu alți play. Nu, bă, dar dacă am jucat misiuni, două misiuni singur, pe normal, și n-am pierdut eu, cum să pierdem în doi? Ok, nu mergem cu motoreta, cu care mergem? Eu merg cu a mea. Și vezi punctele alea roșii, trebuie să le omori. Mergem. Hai de unde la câte una, ca să fie mai ușor. Puneți puncte la una. Uitați de ce la cea mai apropiată, Florin. Stai, vină după mine. Și dacă vreți voi, v-am zis, primezi bani pe serverul, pe GTA, dar încă nu puteți, adică doar dacă sunteți loiali o să primiți o sumă un pic mai moderată de bani, ca mult mai mare. Și, na, încă nu putem să vedem, că încă nu i-am pus hack-urile și încă n-am aflat. Și dacă boostați serverul, adică, da, slabe șanse să facă cineva. Îi dați nitro mai pe scurt. Da, adică vă dăm 100, vă dăm 1 milion de dolari. Bine, încă 10 nu. Milioane. 10 milioane. 10 milioane de dolari. Da, nu vei, nu în viața reală, în GTA. Păi da, în GTA. Nu, no, v-am spus clar. Păi da, acum pe bune. Aoleu, ajută-mă. Că aici e un pic mai moderat.
Haide, frere. Acum trebuie să-mi dau... Hai cu bicicleta. Ok, hai. Hai de la al doilea cel mai aproape. Vezi că ăștia sunt destul de puternici. Hai de prima dată la aici, la Amunition, ca să ne luăm niște... Lasă, nu merge la Amunition. Cumpără gloanțe de pe M dacă vrei, dar da, eu da, am mult, dar multe gloanțe. Dar nu asta, să ne luăm armuri, că nu ne putem cumpăra. Lasă. Nu avem nevoie, descurcăm. Ok, dar încearcă să eu omor cu assault shotgun, încă am rămas destul de low, pentru că n-am. Era unul cu AK-ul și mi-a dat 3 hituri în cap și n-a murit. Plus că dacă mor o dată, mai avem o șansă. Deci mai avem încă 3 oameni de omor, salva henchmen. Da, și dacă vă întrebați de ce n-o să... O să vă zicem doar un joc care nu o să filmăm niciodată. Nu, nu mă, uite că mai avem. Mi s-a scos punctul. Și să vă zic o chestie. N-o să filmăm niciodată episoade de Fortnite. Adică, de Fortnite. De furculiță cuțit, pentru că nu vrem. Da, în plus dacă filmăm mai... Dacă filmăm Minecraft și Fortnite, o să primim probabil o grămadă de hate. Da, mai bine GTA și Minecraft, că astea sunt niște jocuri multiplayer și na, ne plac nouă. Și în plus... Intermediu deci... vechi. De, vreau să joc și o fotbal. Nu, nu pot. De ce? Pentru că e mingea mea. Da. Dacă vă întrebați unde am copiat-o de la Andrei Cosmân. De la Cosmin. Vezi că e pe cealaltă parte și s-o grămadă de oameni. Încearcă să nu mori, atât. Ea să omori pe ceilalți? Nu, doar trebuie pe ăla. Puta mea. Hai, urcă. Ia mă, rapid. Dar unde te duci? Sunt aici. De ce porți mască? Nu știu. Nici eu nu știu, mi-a apărut pe față dintr-o dată. Eu nu, am lămâită. Stai că pun eu punct. Probabil îți punea și ție dacă n-aveai lămâiță. Și nu vă punem să intrați pe serverul ăla. Ăla încă e în construcție, cum se zice. Da. E încă în muncă, încă n-avem toate rancurile puse la punct. Da, dar dacă vreți să intrați, cu mare plăcere intrați, că asta nu e o problemă. Problema va fi dacă o să fie prea mulți care vor... Și vă rog, respectați regulile. Da, cine, dacă de exemplu este un toxic, va primi bani. Dacă înjurați, primiți bani, dacă spamați, la fel. Bă, nu dacă la jură primește bani. Da. Nu, bă, dacă în jură primește bani, că oricine îți mai înjură din când în când. Da, nu pe server. Poate așa... Da, el în privat. Așa, da, n-am ce să-i fac, dar nu... Unde-i nenea ăla? Unde este ăla? A, este pe etaj. E pe etaj. Uite o scară aici. Pe de-ala e pe acoperiș. Wow, am murit. Bine că ăla stătea camp. Mai am atât de puțin HP. Și cred că mă omoară celălalt. Na, stai, dacă murim asta e mai încercăm. Aștept să încarce arma. De ce nu mă lasă să trag? Stai că mă duc eu pe altundeva. Gata, l-am omorât. Ok, bine, perfect. Haide cu o mașină de data asta. Lasă că-i merge și cu motocicleta. Bă, uite, mașina e mai frumoasă, pic.
Nu A, da, și o să facem și un clan, clanul lămâițelor pe GTA. Lasă, nu. Ba, da. Băi, dar e singurul care are lămâie și costă o grămadă. Dacă nu am de gând să-mi iau. 224.000 de bănuză aia de Da, chipuri. E mult 24.000. De ce? Eu pot să le dropez cu chipuri sau pot să le dau bani și să-și ia lămâița și să le dau încă, pentru că au intrat în lămâiță game, încă 100.000. Lasă, nu, dă alt nume, nu lămâiță game. Abar n-am. Mașina asta nu e mega rapidă, dar e frumos. Păi ți-am zis că trebuie să merge. Lasă frumusica! Ești ca pe Minecraft, că tu spuneai. Nu trebuie să fie frumoasă, contează să fie. Și acum tu iei mașina doar pentru că e frumoasă, dar nu e rapidă. Da, eu mai mult pentru că îmi place. Păi da, dar e misiune, trebuie să ajungem cât mai rapid. Dar acum trebuie să te aștept aici. Mi-e frică să nu mor. Timpul nu contează. Păi da, încearcă să ba, practic contează, din cauza că dacă cu atât facem mai repede misiunile, cu atât putem face mai multe. Știu, încă n-avem hack-urile, dar să sperăm că o să-mi bag. O să facem un live de pe cât, când facem? Astăzi, fix no, după azi, ce azi. Terminăm. Bă, o să facem unul de ziua lui Răzvan. Pe 20 octombrie, parcă, dacă nu mă înșel. Da, pe 20. Toți uitați! Nu, nu uitam, dar nu eram sigur și am vrut să spui tu ca să nu mă fac de râs. Să te faci de râs. Da, asta am spus. Ok, perfect, am venit. Bun. Ascunde-te. Nu mă ascund, mă rup. Puta mea. Gata. Bun. Acum ce trebuie să facem? Trebuie să mai urăm pe ăștia. A, bar n-am. Gang boss-ul. A, hai, da, hai, urcă pe motocicletă. Da, păi mai este unul, mai este unul. Cel boss-ul, cel mare. Da, este enemy boss, nu? Yep, gang boss, aoleu. Dacă ăștia aproape ne-au nimicit. Mi-am cumpărat grenade de asta, am stat. Inventory am nu ar fi atât de tare dacă ar fi într-o mașină să dăm cu grenade din el. Nu, că lasă că dau cu homing la un cer, că mi-am cumpărat 10 rachete. Bun. Și da, o să facem și astăzi un live, adică nu doar nu, nu, azi nu știu. De fapt, da, poate facem, poate da, poate nu. Ba da, obligatoriu că, bă, n-am făcut niciodată un live. Bine, am făcut pe Twitch. Am și ajuns, am făcut pe Twitch, doar că nu n-a prins prea. Doar că n-a prins. Wow, deci de ce te-ai dat jos? Vezi că ăștia m-au lăsat low. Holy shit. Nu-mi dau seama unde e nenea ala. Da, vezi că vine unul cu insurgentul. Cu insurgentul? Da. Aoleu. Opa, ce s-a auzit? Am dat eu cu o rachetă. A, este la etaj, la etaj. Eu încerc să-l caut, dar nu-l găsesc la etaj. La etaj. În sus. Wow, deci bravo. Am murit din cauza unui... Ajunsesem la ala sus. Acum trebuie da, să resetăm o, sau? Nu, ne dă... Acum, practic, am... Acum sunt spectator. Holy shit, că sunt, o să... Pur și simplu, sunt o grămadă. N-ai da, șanse să-l omori. Dacă zici că n-am șanse, normal că nu am șanse. Încurajează-mă. Păi, sunt un milion. Bă, nu la asta mă refeream.
Tá bom. Zim la care etaj e? Nu aici. La doilea aici. Da, am eu o strategie, nu fac asta degeaba. Haide, de ce nu are balcon în spate? Parcă vezi că mor de la folie. Ar fi nașpa. Dacă îmi puneam hack-uri, era gata totul de 100 de ani. Știu că făceam cu opresorul, acum eram cu opresorul aici. Nu, eram cu MK2 eu. Că puteam, da. Eu puteam să spawnez orice buzzer, de orice vreau eu. Uite, stai. Ai o parașută sau e? Gata! Trebuie să fac o poză. De ce trebuie să fac o poză? Pentru că așa îi place lui. Aoleu, o să mor! Păi da, asta e cea mai grea misiune. Asta e cea mai grea misiune. Și tu vrei să o facem în doi. Ba, asta e cea mai grea misiune, dar există misiuni, am făcut o misiune în singur și am terminat. Asta n-am încercat-o, pentru că știam că e foarte greu. Dar ce să facem dacă ne-a dat-o fix pe asta? Da, să știi că sus... Nu cred că o să fie foarte greu. Ăla nu e insurgent, e ceva mașină cu tun. Păi da, știu. Ascunde-te. Aoleu! Wow. Hai, deci Răzvan ieși, facem cu player. Lasă că, stai să vedem misiunile astea. Da, nu Răzvan, facem cu player. Stai să vedem alte misiuni, să vedem, poate este una. Vrei tu neapărat să facem noi doi, sine? Stai, taci un pic să vedem că poate găsim una, care chiar e ușor. Fără. Stai, Florin, ai dat continue? Nu, am dat restart, de ce ai dat continue? De ce ai dat restart, bă, că e aceeași misiune? Dacă dai continue, te ieși din sesiune. Da, și facem aceeași misiune, Florin. Dar măcar ne-a băgat aici, Florin. Trebuie să mergem direct la da, aici. Da, este ceva mașină cu tun. Deja am shotgun-ul. Măcar nu ne-a dat de la început. De ce? Trebuie să mergem sus. Perfect. Wow, mi-am luat un headshot! Bravo! Păi ce-ți fac, da, mai bine dădeam... Aoleu... Misiunea asta e printre cele mai grele misiuni. Păi... Asta știam, am mai jucat și eu misiunea asta și știam că e grea. Da, mă uitam, văd ce mașina cu tun. Uite, am dat aia, dar am filmat. What? Unde mi s-a dus racheta? Nu mai da cu rachete, că n-aia niciun sens. Ok. Hai repede. Ok, trebuie să-i fotografiază tu. Gata, am luat și o altă armă. Gata. Măi! Hai, trebuie să plecăm acum. Mhm. Unde scările? Aici.
Dacă mă aruncam eram prost. Apasă shift, cine apasă shift? Da, uite pe ăla cu tunul, Florin. Da, știu, dar n-are niciun sens, să-l omorâm. Haide, haide să mergem, haide cu să mergem cu tunul. De ce vrei să mergem cu ăla? Trebuie doar să plecăm din zona asta. Haide. Da, mergi tu, trebuie doar să plecăm din zona. Am, îmi place că am un prieten în spate, așa, stă. Eu deja am fugit din zona, zic. Eu cred. Da. Bun. Mission failed. Pest. Pest. Hai cu, bă, asta wow, ce mulți bani a dat. Păi da, da, nu. Hai să facem asta altă misiune e... care e mai ușoară și îți dă mulți bani. Astea grele nu dau niciodată mulți bani. Da, păi stai că stai, dă like și dă continue ca să, cum se cheamă, să ne dea acolo la meniul ăla. Stai să zic eu care e ușor. Let's play, asta, uite, ăsta care l-am votat eu, ăsta e ușor, ăsta. Și eu l-am făcut odată. Păi știu, ăsta e ușor, doar trebuie să te duci la o cărnărie și să-i omori, după să te duci cu... Măi? Ce-mi faci asta cu măi? Close? Please wait, încă n-ai intrat, nu? N-ai intrat nimeni. Gata. Asta e foarte ușoară, crede-mă, am jucat-o singură, e ușoară. Bine, știi de ce? Cred că ne dă puțin bani, că suntem în doi, cred că de asta. Că mie, nu știu, poate așa a fost misiunea. Dacă suntem în doi, trebuia să ne dea mai mulți ce bani, asta e și ideea. Păi da, dar asta crede-mă că asta e ușoară, asta crede-mă că e ușoară. Știu că am făcut-o și eu. Haide rapid acolo, la prost. Eu am mai făcut o dată misiunea asta. I-am făcut-o de 4 ori. E să umbli la safe-ul ăla? Da, 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 fac eu la safe, știu, la safe. Dar trebuie să mă aper la safe. Da, da. Okay. E mai ușor în 3 misiune asta, dar e bine și așa. Da, misiunea asta e foarte ușoară în 3, e mai... Și mai singur, ușoară, singur e imposibil. Ba, nu, i-am făcut-o singură, mă. Am da, vrut și am și deschis. Da, ba, da, nu poți să-i și omori și să-i și deschid. Nu, i-am urât înainte pe toți și după am deschis safe-ul. Tata, fuck up. Perfect. Wow, l-au am arma mea preferată. Am combat MG. Măi. Ador arma asta. Ba da, dar de ce nu mă crezi că am făcut-o singur? Opa! Perfect. Începem de fite, misiunea asta e atât de ușoară, e easy. Măi, ba da, e ușoară. E easy peasy lemon. Put... Norocul tău că nu pot să-mi jur. Că ziceam ceva urât pe gură. Cred că, cred că videoclipul ăsta va fi 2 ore, naiba. Ca să ne distrăm. Mai, mai. Hai, du-te. Perfect. Du-te la safe. Te apăr eu. Acum mă duc eu. Okay. Repede. E. Apără-mă. Apără-mă. Nu te grăbi, că am destule gloanțe. Ok. Acum îi las să mă duc. Vezi că m-a atacat. Vezi că mă atacă! Cum? Cum să te ataci? Nu, fac! Acum sunt la locul 1 din nou. Vezi că mă atacă din spate și da, mor. Și pe mine! Dă mie să fac!
Lasă-mă pe mine. Facem schimb. Trebuie să omorâm pe toți. Wow, am murit. Băga mie, de ce înainte când eram eu singur, nu vineau câte o grămadă. Așa vin întotdeauna. Apără-mă. Îți va mor! Atunci am murit. Da. Cum ai reușit? Păi dacă sunt 179 de milioane. Hai din nou aceeași misiune. Păi da, facem asta de out of life, acum îmi scrie doar asta. Știm asta, jocule, vrei să te înjur? Dă pe job. Adică dă restart. Da, ok, am dat. Cred că ne bagă în altă sesiune pe amândoi. Da, ne bagă pe altă sesiune amândoi. Bine, cel puțin cred. Da, ok. Mai. Raj, B front. Stai un pic, inventory, ammo. Perfect. Cum intru, cum ajung la safe direct intru. Lasă-mă pe mine de data asta. La asta că eu știu pe de rost, dar fazi da că... Dar și eu! Cum se cheamă? Păi da, dar unul trebuie să apere și tu da. ai o armă foarte OP. Care? Am aceeași armă ca tine. Aproape ai, că ai mai, tu ai mai multe arme față de mine. Da, nu contează păi... asta, că folosesc doar 3. Păi da, asta e și faza. Hai! Ai grijă! Wow, am murit! Bravo! Zăi măsii de joc! Nici să stai, Răzvan! Nu pot să editez să scot aia! Bă, îmi place că tu zici family friendly, dar pe YouTube nu contează dacă ești family ba friendly da. Sau nu. Ba da! Ba, nu. Ba da! Ba, nu. Ba da! Scrieți în comentarii dacă nu o să audă. De ce scrii wait for your team to reach the safe? Haide! Te apăr, momentan. Da, nu mai e mult. Haide, nu mai am mult. Cât trebuie să aștept așa? De
ce nu merge? Are ceva eroare. Că eu țin un an întreg acolo pe numărul care vibrează și nu merge. V-am zis că mor. Păi da. Mai dă un hit și mor. Ieși de acolo, stai că îți fac eu. Ieși de acolo, apăsă-i și ieși. Gata! Ok, l-ai deschis, perfect. Ia, ia! Fugi! Noroc că mie nu-mi dă damage. Mă, câți bani sunt, mai mulți bani câștig din asta. Ba nu, chiar îți prea. Da, eram ironic. Da, da. Mamă. E bine că am reușit. Am încercat să te apăr cu asalt shotgun-ul și chiar am reușit. Uh-huh. Deci, în unele momente am ajuns atât de... Nu mă lasă să ies! Am ajuns atât de low. Nici nu știi. Păi da, ai avut noroc că te-am apărat eu ok, că altfel erai mort. Uh-huh. Urcă pe bicicletă. Dar unde deci, bicicleta mea e în partea cealaltă a hărții. Păi știu și trebuie să-l omorâ pe gang boss-ul ăla. Aolea, mai vine și altă mașină. Dar gang boss-ul e în glădire. Păi da, dar mergem să luăm cum se cheamă. Nu exploda mașinile, omoară șoferii ca să putem să mergem cu ceva la el. Păi da, dar distrug, am dat un dodge, haide vino rapid la mine. Vino rapid la mine. Ce? Dar nu pot. Doar intră, ok? Noroc că ăla s-a blocat, cred că. Și cum ți s-a prins? O, dar cu ce trag? Te-am mai făcut o dată, deci nu e ceva nou. Da, și știu că mai este una cu droguri, una foarte ușoară. Ba, unde este ăla? Pe acoperiș, se pare. Da, cred că pe acoperiș, dă-te jos. Sau cred că știu eu unde. Da, uite, fuge! Fugi după eu. Eu știu pe unde. Vezi că slow. What? Fuge! Urcă! Urcă rapid! Stai că eu îl omor pe ăla din față, adică pe gang boss, tu îl omor pe ăla din spate, că o să vine și cu mașina. Eu dau cu un sticky bomb. Mașina al gang boss-ului. Și dacă ocupă-te tu de ăla din spate. El stă pe Dar lasă-mă că e pe motoretă, cred că. Nu contează pe ce e. Da, și dacă... Băgam iar că vă băgați fix în față. Eu acum sunt cât se poate de normal, așa îmi place mie să joc, să-mi scot și dracii din mine. Răzvan! Bă, da, ți-am zis. Nu mă interesează! De ce spune YouTube-ul? Uite, vezi noi din aia, e mașină. Perfect. De ce ai explodat după ăștia? Am pus unul și iar n-avea rost să-l las acolo. Nu știu, vreo... Dar cred că ne dă puțin bani din cauza că morim, plus că nu mai avem auto-flight. Păi tu ai murit! Păi ce să fac dacă sunt prea mulți? Deci dacă ne dă misiunea alea... Nu, te-ai murit din cauza că erau prea mulți! Te-ai explodat singur! Ai dat cu o grenadă la picioare? Nu mai zic minte. Picioare? 23.000 de dolari mi-a dat. Noi, cine știe ce dai bine. 53.000 RP. Na, cam atât a fost videoclipul de astăzi. A fost cam lung. Nu știu cât a fost. Vreo... 40 de minute. Sper că v-a plăcut, nu uitați să intrați pe serverul de Discord. Să... Na, nu știu, îmi place să vorbesc cu oameni.
Sunt mai social, așa, în filme. Da, ne vedem în episodul viitor. Pa!